Bună ziua și bun găsit! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cupa Nadia Comăneci, ediția a noua. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă. Gladiatorii, dacii, romanii, alături de turci și români, s-au bătut la Gura Văii și la Târgu Ocna. Vine 19 mai la sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești a avut loc cea de-a noua ediție a Cupei Nadia Comăneci, în care următoarea generație de gimnaste se pregătește să cucerească podiumul. Peste 80 de tinere gimnaste din întreaga România au participat la acest concurs, care marchează și 50 de ani de activitate a Clubului Sportiv Municipal Onești, organizatorul competiției. Deschiderea oficială a evenimentului a făcut-o Ingrid Istrate, directorul general al Clubului Sportiv Municipal Onești, la eveniment fiind prezent Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești, Dragoș Benea, europarlamentar, Mircea Fechet, deputat, Claudiu Năstase, secretar de stat la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Gabriel Lupu, subprefect al județului Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, Elena Pașcu, Apă Văloaie, consilier local și inițiatoarea proiectului 18 iulie, Ziua Oneștiului. Mă bucur să văd că atât de multe talente reunite în jurul unui sport în Olimpii. Eu vă urez succes atât astăzi, cât și în întreaga activitate. Mult succes! Dragi copii, vă urez succes în cea de-a noua ediție a Cupei Nadia și sper ca în organizarea să se desfășoare într-o locație renovată, nouă, ținând cont de faptul că atât primăria Onești și Consiliul Județean s-au asociat pentru a renova această infrastructură sportivă în care astăzi se desfășurează activitatea. Vă mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc pentru succes! Părinți, dumneavoastră, cele mai bune aplauze și, nu în ultimul rând, mici viitori mari sportivi. Dați-mi voie să vă fac în sala cu parte intenției prefectului județului Bacău, al meu personal. Este o mare bucurie de fiecare dată când suntem invitați la manifestări sportive de orice categorie, dar mai ales a categoriei juveniere din ceea ce astăzi. De ce? Pentru că este o confirmare a speranțelor noastre că sportul românesc are viitor. Guvernul României, prin implementarea strategiei naționale de sport, atent dezvoltă de tot sfatul decizional. Își dorește să optimizeze activitatea sportivă, educațională și de performanță, pentru a promova aceste fine talente și a ajuta consistent în îndeplinirea obiectivelor sportive de performanță. Pentru că suntem la Onești, dați-mi voie să aduc și eu mulțumiri proaspete din dumneavoastră ca campionul europene, Mela Tamberini, onorată de conducere și ACSN Onești, pentru că avem confirmarea care nu e ca de 2024 la Paris. Și merită toată aplauzul. Mici, viitoare mari sportivi, această competiție este pentru dumneavoastră, pentru voi, voi să fiu și mai apropiat. Știu că și până acum ați muncit de lor să ajutați la acest nivel, dar vă așteaptă un lung, în care trebuie să și mai mare tărie pentru a fi numele cel arat Onești, Nadia Comăneci. Doamne, alese considerația și mulțumesc din partea noastră a tuturor pentru efort.
consolidată în standard și judicios pe care o faceți pentru a modela aceste tinere. Orește din avastra de succes în care aveți succes. Eu mă mulțumesc de fiecare dată când se desfășoară competiții sportive la Orange. Am emoții pentru că mama mea a crescut în sălile de gimnastică ale Orange. Generația 60 e generația care a prăbuit Onești din punct de vedere sportiv. Generația care a dat operarea cu Onești și alți sportivi de valoare. Mi-aș dori ca anii viitor sălile de gimnastică, sălile de sport să fie pline. Mi-aș dori ca astăzi toți copiii de la școlile generale, de la licee, să fie atrași de acești copii, să-i încurajeze, pentru că au nevoie de sprijinul nostru. Mă bucură că se desfășoară anul acesta cupa într-o atmosferă frumoasă și le doresc succes celor mici. Și e promisiunea mea că de fiecare dată voi fi alături de tot ceea ce înseamnă sport de mărești și voi încuraja absolut toți copiii să facă sport, pentru că sportul disciplinează, sportul educă, sportul aduce bucurie. Mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să fiu astăzi aici, dumneavoastră. Este o onoare sportivă pe care astăzi îmi plac în aceste lucruri. Și aș vrea ca acasă să vă urez un mult, mult succes. Faceți o activitate foarte rară. Cu multă mărbă și multă să fie aici. Trebuie să fiți conștiente că deja, prin ceea ce faceți, reprezentați anatomata lor, atât pentru colegii voștri de generație, cât și pentru toată societatea noastră. Mult succes, atât în activitatea sportivă, cât și în viața personală. Să aveți toată familia lui Dumnezeu. Totul este pentru munca anatomilor, și bineînțeles pentru sacrificiu și suportul părinților. Rămâneți alături de ele, pentru că doar împreună pot ajunge acolo unde și-am făcut. Felicitări de toate! Weekendul acesta în localitățile Gura Văii și Târgu Ocna s-au confruntat dacii și romanii, dar și turcii și românii. A fost vorba de festivalul istoric, antic și medieval, aflat în comuna Gura Văii la cea de-a doua ediție. Elementul de noutate de anul acesta au fost gladiatorii cu luptele acestora, dar și turcii și românii. Peste 75 de pasionați de istorie au venit la Gura Văii sâmbătă 20 mai, iar la Târgu Ocna duminică 21 mai. Participanții la Festivalul istoric, antic și medieval au îmbrăcat cu mândrie costumele lucrate cu multă măiestrie, replici după cele de odinioară. Au fost prezente mai multe asociații de reconstituire istorică, este vorba de Veteres Milite Sibiu, Ludus Apulensis Alba Iulia, Dacomed și Ignis Vultus de la Iași. Artiștii au intrat rapid în pielea personajelor, spre încântarea publicului. Pasionații de istorie, participanții susțin că prin astfel de momente se deconectează de la stresul cotidian. Modul de luptă a celor două trupe, pe de-o parte romanii luptă organizat într-o linie, pentru că succesul campaniilor militare era dată de coordonarea excelentă în timpul luptelor. După obiceiul folosesc artileria și oastea moldoveană este nevoită să se retragă. Bătălia începe. Publicul poate încuraja aplaudând. De asemenea, își poate încuraja favoritul, pe Dareu sau Uvald, strigându-le numele. Ia să văd care dintre dumneavoastră îl apreciați mai mult pe Dareu și strigați numele acum. Dareu este cel care luptă cu două gladiusuri.
Uval, săracu. Ia, pe Uval nu îl susține nimeni? Uval! Strigați numele, Uval! Slăbuți! Centenarul eroului necunoscut, filiala județeană Bacău, colonel Corneliu Chirieș, Asociației Naționale a Cultul Eroilor Regina Maria, în parteneriat cu garnizoana Bacău, a organizat o adunare festivă dedicată centenarului instituirii eroului necunoscut cu tema Centenarul eroului necunoscut la Cercul Militar din Bacău. Manifestarea a debutat cu intonarea imnului național și cu o slujbă de pomenire a eroilor neamului. Au urmat luările de cuvânt despre semnificația omagierii memoriei eroului necunoscut al României. La ceremonia grandioasă organizată în Parcul Carol, ocazionată de înhumarea osemintelor desemnate pe 14 mai la Mărășești, Mitropolitul Primat, viitorul Patriarh al României, a salutat mulțimea cu Hristos înălțat. De ce? Pentru că era înălțarea Domnului, ziua eroilor și, așa cum a subliniat și istoricul militar Sorin Grumuș, din 1920 se stabilise ca ziua de înălțare să fie și ziua eroilor. Totodată, la propunerea ministrului de război Mărândescu și a reginei Maria, fără acordul regelui Ferdinand nu se putea, în urmare unui memoriu al societății mormintelor eroilor căzuți în război, s-a propus ca, alături de trendul european de atunci, începând cu Belgia, Franța, Anglia, Italia, Portugalia, Statele Unite, de Europa și Statele Unite, în loc de un cenotaf la nivel național înălțat pentru toți eroii căzuți în primul război mondial, să fie desemnat un erou necunoscut care să întruchipeze efortul și victimele tuturor celor care au luptat și au căzut în război sau colateral. Pe data de 14 mai anul acesta, la Mărășești, într-o organizare reprezentativă, ministrul apărării dădea câteva cifre pe care vă rog frumos în câteva secunde să le redau. În primul război mondial au murit peste 200 de militari, dar au murit și 130 de militari luați prizonieri în lagărele din Turcia, Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria. Iată, aceste cifre spun destul despre ce a însemnat pentru Europa și nu numai pentru aliați, România, nu numai cu pierderi, ci cu efortul adus pentru câștigarea războiului. Cei prezenți au urmărit un film documentar despre istoria și semnificația mormântului eroului necunoscut. Manifestarea s-a încheiat cu un moment de muzică patriotică în interpretarea muzicii reprezentative a garnizoanei Bacău. Veteranii și eroii merită cinstirea, cum se cuvine, pentru jertfa și lupta lor pusă în slujba patriei. Victorie legislativă pentru locuitorii din Comănești, reducerea vârstei de pensionare pentru victimele poluării remanente. Inițiativa deputatei Cătălina Ciocu de reducerea vârstei standard de pensionare pentru locuitorii afectați de poluarea remanentă în orașul Comănești și în zona înconjurătoare a primit un important aviz favorabil. Raportul de adoptare a fost înaintat către Comisia pentru Muncă și protecție socială de la Camera Deputaților, semnificând un pas important în direcția recunoașterii suferinței acestor persoane și acordării unui sprijin adecvat. Inițiativa, depusă de deputata Cătălina Ciofu, are drept scop reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru locuitorii din Comănești și pentru cei aflați într-o rază de 8 km, care au fost expuși la poluarea remanentă cauzată de exploatarea și arderile de cărbune. Aceasta vine în urma unei analizări
analize atente a situației și a impactului negativ asupra sănătății populației din această zonă. Poluarea remanentă rezultată din activitățile industriale și energetice anterioare poate avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor, contribuind la apariția unor afecțiuni și afectând calitatea vieții. Prin urmare, acordarea unei facilități precum reducerea vârstei de pensionare fără penalizare este o măsură justă și necesară pentru a compensa impactul negativ asupra sănătății și pentru a oferi un sprijin concret comunității afectate. Ca majoritatea colegilor mei, am privilegiul să iau contact cu problemele și cu grijile cetățenilor din teritoriu, cele cu care se confruntă oamenii din viața de zi cu zi. În această dimineață am adus în atenția membrilor Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților o situație de fapt. În orașul Comănești din județul Bacău a existat exploatare de cărbune brun timp de aproape 170 de ani. Până recent, în anul 2005, luna mai, când s-au închis lucrările în subteran a ultimelor sectoare din bazinul carbonifer al Comăneștiului, cu proiecte de închidere și ecologizare. Localitatea Borsec a fost inclusă în lista localităților ai căror locuitor beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalități, ca urmare a exploatării cărbunelui în minele din zonă. Însă în Borsec a existat o subfilială a minei din Comănești și ar fi peste limitele înțelegerii de ce locuitorii orașului Comănești nu ar putea beneficia de această compensare a vârstei standard de pensionare. Cu atât mai mult, cu cât locuitorii orașului Comănești au fost afectați de poluarea remanentă și datorită arderii cărbunelui de la termocentrala din oraș, care a funcționat în perioada anilor 1954-2000 la capacitate de 24 de megawați. Într-un raport recent întocmit de mișcarea Europe Beyond Coal, sub egida Alianței pentru Sănătate și Mediu, sunt menționate date cu privire la impactul poluării cronice ca urmare a arderii cărbunelui la termocentralele din Balcanii de Vest, care nu sunt echipate cu tehnologii care să elimine dioxidul de sulf și provoacă efecte nocive asupra sănătății oamenilor, cumulând 88% din costurile medicale suportate de sistemul medical. Pe baza acestui raport, în cazul termocentralei din orașul Comănești, putem estima că la o capacitate de producție de 24 de megawați s-a produs o poluare de, atenție, 10.200 de tone pe an de dioxid de sulf, fapt ce a provocat costuri în sistemul de sănătate de milioane de euro și pierderi inestimabile de vieți omenești. Le mulțumesc colegilor pentru înțelegere și pentru votul favorabil acordat azi în cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de la Camera Deputaților, a precizat deputata Cătălina Ciofu. Adoptarea raportului în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială reprezintă un pas important în procesul legislativ, aducând inițiativa mai aproape de implementare. Aceasta evidențiază recunoașterea nevoilor speciale ale comunității din Comănești și determinarea de a lua măsuri concrete pentru a le sprijini. Odată ce inițiativa va trece de toate etapele legislative, aceasta va aduce un beneficiu semnificativ pentru locuitorii afectați, permițându-le să se bucure de o pensie mai devreme fără a fi penalizați. Este important să subliniem că astfel de inițiative reprezintă un exemplu de implicare activă a parlamentarilor în rezolvarea problemelor comunității locale și în asigurarea unui tratament echitabil pentru persoanele afectate de situații speciale. Prin demersurile lor, aceștia contribuie la îmbunătățirea legislației și la crearea unui cadru adecvat de protecție socială. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă, o revenire emoționantă în comuna Gura Văii, reînhumare istorică. Locuitorii comunei Gura Văii primesc cu bucurie și emoție vestea că eroul lor, sublocotenent Gheorghe Turturică, se va întoarce pe meleagurile natale. După o lungă și dificilă procedură de deshumare, sublocotenentul Gheorghe Turturică, care a pierit la Ilieni, satul Dobolii de Jos, lângă Sfântul Gheorghe, se pregătește să revină în mijlocul comunității care îl consideră un adevărat erou. Această inițiativă deosebită a fost demarată acum 2 ani, dar a întâmpinat numeroase obstacole și provocări. Cu toate acestea, primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, nu s-a lăsat descurajat și a continuat procedurile necesare. A început lucru în forță, ca să zic așa, la deshumarea eroului Gheorghe Turturică. Da, deci la rugămintea domnului primar din comuna Gura Văii, domnul Silviu Tinei, s-a apelat la echipa noastră de specialiști, care oricum suntem recunoscuți în țară pentru lucrări, nu numai pe probleme de morți de război. Și astăzi am început verificările în teren. Însă nu suntem siguri că
cel căutat, militarul cel căutat, sublocotenentul Gheorghe Turturică, este chiar pe amplasamentul care e indicat de către crucea pusă la căpătăi. Este cunoscut faptul că mormântul a fost, adică cimitirul ăsta în care ne aflăm, a fost amenajat de către așezământul pentru cultul ereilor Regina Maria în perioada august 45-mai 46. Nu se știe dacă mormintele au avut cruci individuale de lemn în prima fază după înhumare și ulterior când s-a amenajat cimitirul au fost schimbate cu cruci de ciment turnat. Mărturile locale spun că s-au făcut șanțuri lungi unde s-au aruncat de-a valma militare aduși cu căruța. Cum era atunci? Cum era atunci? Zona frontului a fost între Doboli și Ilieni. Sunt victime atât de naționalitate română, cât și nemți, cât și unguri și există un singur mormânt care aparține unui etnic armean. Sunt 106 morminte marcate cu cruci în acest cimitir, dintre care 84 sunt românești. Din toată experiența pe care o aveți, și mă scuzați că vă întrerup și rug gândurilor, din toată experiența pe care o aveți, s-au mai făcut deshumări pentru a aduce acasă eroii? Eu nu cunosc ca în țară, din câte știu și din experiența care o am, pentru a strămuta un mormânt de militar român din localitatea în care a murit, în localitatea natală, eu nu cunosc să fi făcut până acum. O dificultate suplimentară a fost dată de faptul că acest demers reprezintă o premieră în județul Bacău și chiar în întreaga Românie, nemai fiind efectuată o astfel de descumare și reînhumare pentru un erou național român. Domnule primar, suntem la Ilieni și a început procedura de deshumare a eroului care în scurt timp va ajunge acasă. Așa este, o muncă de 2 ani de zile. Am început demersurile în mai 2021. O luptă anevoioasă cu birocrația, cu sistemul, dar iată că am reușit să începem operațiunile de deshumare ale osemintelor și începerea procedurilor de repatriere către satul natal Motocești. Când ați început această procedură, vă gândeați că va fi atât de anevoios? Nu m-am gândit niciodată că în astfel de momente, în astfel de evenimente, ești lăsat oarecum pe cont propriu, nimeni nu știe cum se face, toți își dau cu părerea, dar când e cineva să te ajute concret cu ceva, toți se dau la o parte. Am avut în schimb, zic eu, un aliat de nădejde, pe chiar pe domnul primar din comuna Ilieni, care s-a arătat extrem de deschis și receptiv la acest eveniment și îi mulțumesc pe această cale. Cu sprijinul dumnealui, iată că începem procedurile mult promise. La noi, la Gura Văiei, fiecare administrație locală care a câștigat un mandat și a construit campania prin această promisiune că sublocotenentul erou Turturică Gheorghe se va întoarce acasă în satul natal Motocești. Se va întoarce pe timpul administrației pe care o conduc și va fi înhumat cu onorurile cuvenite acasă. După obținerea autorizațiilor necesare, primarul Silviu Tinei a luat legătura cu primarul de Ilieni și l-a informat despre intenția sa. Acesta a contactat o echipă de arheologi disponibili să conducă procedura. Astfel, luni 15 mai, echipa de arheologi condusă de Gheorghe Petrov a început săpăturile. După aproximativ 2 ore au fost descoperite primele rămășițe ale eroului Turturică, care fusese înmormântat cu onoruri militare de către camarazii săi în urmă cu 79 de ani. Pământul care l-a îmbrăcat pe eroul Turturică timp de atâta vreme a fost dat deoparte în pregătirea revenirii sale acasă. Ziua următoare, marți 16 mai, a avut loc o slujbă religioasă în memoria tânărului curajos, care la doar 28 de ani a avut curajul să oprească înaintarea unui tank cu o simplă grenadă în mână. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 23 mai, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei nu trece de 24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Miercuri 24 mai, cerul se menține senin și ne vom bucura de soare pe tot parcursul zilei. Mercurul în termometre depășește valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.